Bună ziua, domnul Cazan, putem începe? Da. Vă rog. Vă mulțumesc, stimată domnul prim-ministru, stimați membri ai guvernului, la ședința de azi sunt prezenți majoritatea membrilor cabinetului de miniștri, absentează motivat doamna ministru a finanțelor, ministrul justiției și reprezentantul Găgăuzii. Și ministrul de externe. Și ministrul de externe, aveți dreptate. Mulțumesc mult. Ședința este deliberativă. Vă mulțumesc. Înainte de a trece la agenda, sunt câteva subiecte pe care aș vrea să le discutăm. Trebuie să începem cu un subiect mai dramatic. Este vorba despre ceea ce s-a întâmplat în Otaj ieri, atunci când 36 de familii au trecut prin momente de groază, în momentul în care blocul în care locuiau s-a prăbușit și oamenii au pierdut averea muncită cu greu timp de o viață în acest accident. E foarte bine că toată lumea este vie și sănătoasă și aici trebuie să apreciem intervenția rapidă și profesionistă a administrației publice locale și a Serviciului de Protecție Civilă și situații excepționale. Înțeleg că toată lumea este în siguranță acum, 51 de oameni au fost evacuați din această clădire, înțeleg că le-a fost asigurat cazare temporar. E foarte important ca nimeni din cei care au locuit în acest bloc să nu încerce să intre în această clădire avariată, în încercarea să-și salveze bunurile. Sper că salvatorii pot să facă acest lucru dacă e sigur, dar important este să nu admitem în continuare lucruri grave. Înțeleg că blocul nu poate fi restabilit și o să rog pe domnul viceprim-ministru să ne vorbească mai mult despre detaliile acestei tragedii. Bună ziua, doamnă prim-ministru. Sunt, așa cum spuneați dumneavoastră, nu există victime. Bineînțeles, există pagube materiale destul de considerabile, să spun așa. Am pregătit o notă informativă pe care pot să o aduc la cunoștința tuturor, dacă este cazul. Dacă ne trebuie mai multe detalii tehnice, Serviciul de Presă al Inspectoratul General de Situații de Urgență a primit o indicație de a informa din în două ore presa și opinia publică națională cu privire la evoluțiile acestui caz. În rest, s-a acționat într-adevăr în condiții grele, dar foarte și foarte calitativ și eficient. Mulțumim frumos! Eu o să mă adresez tuturor instituțiilor relevante să avem o ședință cât de curând posibil, să vedem și noi care sunt evaluările pe pagubele pe care le-au suferit acești oameni și să găsim modalitatea prin care să le compensăm aceste pagube, să vedem care este cea mai potrivită modalitate pentru a le asigura oamenilor și spațiul locativ de acum încolo, dar și resurse, bani, ca să poată să existe cel puțin o perioadă. Și vreau să mai solicit serviciului să verifice toate clădirile, în special clădirile grădinițelor și școlilor, dar și a blocurilor de locuit în localitățile care au avut de suferit din urma ploilor. Să ne asigurăm că nu există situații de risc în alte localități și pentru alți oameni. Și vă rog să începeți cu grădinițe și cu școli. Vreau să-i salut la această a doua ședință a Guvernului pe reprezentanții agențiilor și instituțiilor publice care nu au participat la prima ședință. Știu că aici sunt și reprezentanți sau conducători a instituțiilor subordonate Guvernului. În lista mea de invitați sunt și reprezentanții a instituțiilor care sunt subordonate Parlamentului. Am un mesaj pentru toată lumea, să ne facem lucru corect, conform legii. Cei care nu au lucrat sau nu au prea lucrat până acum să se apuce de treabă, cei care și-au făcut lucru corect și legal să continue în aceeași manieră. Dar am și niște mesaje mai dure pentru cei care până acum s-au ocupat cu chestii ilegale, care au ajutat fostul regim să comită tot felul de acte de corupție,
privatizări ilegale și așa mai departe, să încetați să faceți acest lucru. Instituții publice care acum s-au apucat repede să facă achiziții de milioane, instituții publice și în special aici vorbesc de Agenția Proprietății Publice, care continuă cu privatizările netransparente, ordinul meu este să încetați să găsiți metodele legale prin care toate aceste tranzacții, privatizări ilegale, să fie stopate. Astăzi o să discutăm și cred că o să-și aprobăm eliberarea din funcția lui Vladimir Baldovici, din funcția de șef al Agenției Proprietății Publice, dar mă adresez colegilor care rămân la agenție să oprească procesele de privatizare, să discutăm ce se întâmplă acolo și o să revenim la aceste procese după ce o să investigăm ce s-a întâmplat în ultimii ani și mai ales în ultimele luni. Acest guvern nu o să admită privatizări așa cum s-a întâmplat la gările de stații auto, Air Moldova și așa mai departe. Vă rog să luați în serios aceste indicații ale mele. Mai ales că în Parlament a fost creată o comisie de investigare a acestor procese de privatizare și rog pe colegii mei din guvern să ofere toată informația și tot sprijinul colegilor de la Parlament în acest proces, pentru ca comisia să poată să aibă acces la toate informațiile. Am un mesaj iarăși către colegii din Agenția Proprietății Publice. Am avut o discuție cu reprezentanții instituțiilor de presă acum câteva zile și am aflat un lucru despre care știam și mai de mult, că cei de la Poșta Moldovei, conducerea acestei instituții, nu își îndeplinește obligațiunile contractuale în raport cu presa scrisă. Știți despre ce este vorba? Chiar dacă presa scrisă are contracte și plătește pentru servicii de distribuire a ziarelor, în unele cazuri aceste ziare nu ajung la destinație. Am văzut aceste abuzuri comise de către Poșta Moldovei de-a lungul timpului. În acest sens, le cer celor de la Agenția Proprietății Publice să demareze o anchetă pe intern și să mă informeze despre rezultatele acestei anchete, dar mai mult decât atât să inițieze procesul de demitere a conducerii Poștei Moldovei pe acest motiv, dar și pe motiv că această instituție a fost implicată de-a lungul timpului în cazuri grave de ilegalități, vorbim despre anabolizante și alte situații. De asemenea, celor de la Agenția Proprietății Publice, care acum coordonează, se pare că jumătate din țară, în conformitate cu noua structură, le cer să fac o anchetă pe managementul de la MOL Telecom și de la Metal Feroz. Știm cu toții că aceste două companii de stat au fost folosite de către regimul precedent pentru a furniza milioane și milioane de bani pentru a finanța partide politice și au fost delapidate de bani în loc să contribuie la consolidarea proprietăților publice. Aceste companii au fost administrate în defavoarea statului și în defavoarea cetățeanului. Am un mesaj și pentru compania Moldova Gaz. Tocmai am aflat că acolo se cumpără jeep-uri și alte automobile într-o veselie în aceste zile. Înțeleg că suma achizițiilor a fost de, în aceste zile a fost de 1 milion și jumătate de euro. Bănuiesc că foarte curând vor veni și vor ruga să se includă aceste cheltuieli în tarifele pe care le achită cetățenii. Vă rugăm să încetați aceste achiziții de lux și domnul ministru al Economiei și Infrastructurii, o să avem mâine o discuție cu toți actorii din sistemul energetic, dar vreau să vă interesați și dumneavoastră ce se întâmplă la Moldova Gaz și să vedem reprezentanții guvernului cu ce se ocupă acolo. O să vorbim acum și despre reprezentanții guvernului. Deci mesajul meu este către toată lumea care are responsabilitate pentru administrarea banului public, pentru administrarea proprietății publice, să nu luați decizii ilegale,
pentru că de acum încolo aceste lucruri nu vor fi tolerate. Responsabilitatea va aparține dumneavoastră în totalitate. Nu puteți să mai spuneți că v-a dat cineva un ordin ilegal, că aveți o hotărâre de guvern care să acopere aceste ilegalități și acte de corupție. Vă rog să luați aceste indicații ale mele la modul cel mai serios, pentru că o să răspundeți în modul cel mai serios. Am o rugăminte către Ministerul de Interne și către Ministerul Justiției. Vă rog să elaborați de urgență un proiect de lege care să prevadă trecerea instituțiilor statului sub paza MAI și instituțiilor subordonate MAI, pentru că este inadmisibil ca instituțiile statului în continuare să fie apărate, cu ghilimele de rigoare, de structurile militare și paramilitare subordonate lui Plahotniuc. Astăzi, colegii noștri din Parlament au înregistrat două proiecte de lege importante pentru noi. Prima se referă la modificarea legislației în vederea deblocării activităților ministerelor. Știm că în urma restructurării guvernului realizată de guvernul precedent în 2017 au fost create funcții de secretar general de stat și secretar de stat. Aceste funcții sau titularii acestor funcții trebuiau să fie funcționari de stat. Din păcate, ideea a fost compromisă. Marea majoritate a secretarilor generali de stat și secretarilor de stat au făcut campanie electorală pentru Partidul Democrat, fără măcar a fi degrevați din funcție, și știm că unii dintre ei în continuare slujesc fostului regim, încercând să submineze activitatea acestui executiv. În acest sens, e nevoie de modificare legislația, să fie foarte clar pentru cei care nu au încălcat legea, care au demonstrat că sunt buni profesioniști, au toate șansele să rămână în funcții. Cei care au fost aduși aici să slujească regimul și nu cetățenii vor pleca și sperăm că această lege va fi adoptată foarte curând în Parlament ca să putem funcționa normal în acest executiv. Același lucru îl pot spune despre reprezentanții guvernului în teritoriu și acolo sunt personaje care nu au nimic cu interesul public, care nu merită să reprezinte acest executiv în teritoriu, respectiv vom interveni și aici. Al doilea proiect de lege ține de anularea benzinăriilor duty-free, a magazinelor, a barurilor și restaurantelor duty-free la intrarea în Republica Moldova și în regiunea transnistreană. Știm care este impactul negativ asupra bugetului și știm pentru cine au fost create aceste magazine, benzinării și așa mai departe. Sperăm că această lege iarăși va fi examinată destul de repede și rog pe colegii din ministere să examineze proiectul și să pregătească avizele respective, astfel încât să respectăm toate procedurile de aprobare în Parlament. De asemenea, astăzi, Cancelarea de Stat va plasa pe pagina web pentru consultații publice un proiect de lege care are ca scop să excludă pe viitor posibilitatea amânării desfășurării alegerilor locale. Să existe o dată stabilită prin lege și alegerile locale să se desfășoare indiferent de mofturile unor politicieni care, iată, astăzi au adus la situația în care avem primari și consilieri cu mandatele expirate. De asemenea, și aici va trebui să venim cu avize și o să discutăm și cu administrația publică locală, cu care eu am o întâlnire mâine cu primarii. O să vedem care este părerea, propunerile dânșilor în raport cu acest proiect de lege. Astea sunt subiectele de până la agenda. Dacă este cineva care vrea să intervină, să completeze sau să adauge la aceste mesaje, vă rog frumos. Doamna prim-ministru, ați abordat problemele care le-ați depistat, le-ați constatat la mai multe întreprinderi. Zic că un obiectiv aparte trebuie să constituie activitatea din domeniul aviației civile,
din cadrul Air Moldova și Aeroportul Internațional Chișinău, pentru că există foarte multe informații că de acolo, acolo se produc anumite lucruri mai puțin licite, mai puțin legale. Iată de ce, în categoria celor exprimate de dumneavoastră, aș vrea să se includă și acest domeniu. N-aș vrea să anticipez anumite lucruri pentru a nu mă anti-expune, dar cred că este un domeniu prioritar pentru noi. Mai ales în această perioadă, este val în care va trebui să facem față unui flux foarte mare de pasageri. Vă mulțumesc. O să discutăm împreună și cu Ministerul Economiei, să vedem cine și ce responsabilitate își asumă, pentru că sunt foarte multe lucruri de investigat, de cercetat, foarte multe abuzuri de prevenit, după care, evident, de elucidat abuzurile care s-au întâmplat în trecut și de sancționat aceste abuzuri. Să știți că de săptămâna viitoare o să funcționeze, sau cel puțin ne propunem să facem funcțional corpul de control al primului ministru, care se va ocupa inclusiv de aceste lucruri. Domnul ministru, ați vrut să spuneți ceva? Da, mulțumesc, doamnă prim-ministru. Vreau să vă spun că în proiect de elaborare la ministerul nostru se află un proiect de lege ce ține de crearea unei comisii de stat pentru investiții străine ce țin de securitatea națională. Din păcate, Republica Moldova nu există nicio comisie de acest gen la nivel de prim-ministru care s-ar ocupa de investigarea acestor tranzacții de avengură care pot să aducă daune securității naționale ale Republicii Moldova, care poate să rezulte în acapararea unor infrastructuri strategice sau în acapararea unor domenii întregi sau monopolizarea unor domenii întregi de economie. O să vă duc la cunoștința dumneavoastră proiectul respectiv în timpul cel mai apropiat. Asta ține de lupta de combatere cu corupția și de conspirarea tranzacțiilor care au loc acum, sunt în proces. O să examinăm cu atenție și cu interes acest proiect de lege. În același timp trebuie să realizăm că o lege ne oferă o soluție pe termen mediu și lung. Pe termen scurt avem nevoie de altfel de soluții, inclusiv să discutăm cu partenerii noștri internaționali, să solicităm asistență imediată pentru ca să putem să demarăm toate aceste investigații despre care vorbiți și încă o dată apel la toate instituțiile publice, de exemplu, înțeleg că nu este astăzi aici șeful Serviciului de Combatere a Spălării de Bani. Vreau să-i amintesc acestui domn că conduce o instituție care se află în subordinea guvernului și chiar dacă Consiliul Superior de Securitate de o săptămână i-a solicitat informații zilnice, acest șef de agenție în continuare se pare că sau nu recunoaște guvernul sau a fost prea relaxat și nu a reușit să ia cunoștință de ordinul pe care l-a primit de la Consiliul Superior de Securitate. Noi în continuare așteptăm informații și așteptăm să vă faceți lucru așa cum scrie legea. Doamna ministru. Da, vă mulțumesc, doamna prim-ministru, îmi dau seama că Ministerul Finanțelor probabil are cel mai mult de lucru acum, în această perioadă, dar am făcut și o inițiativă pe care o să trimitem, dar aș vrea să avem susținerea ca în mod prioritar să fie incluse două inspecții financiare în două instituții care gestionează fonduri foarte importante și destul de mari. Mă refer la Compania Națională de Asigurări în Medicină și la Casa Națională de Asigurări Sociale. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc și eu. Nu am discutat acest subiect mai devreme și recomandarea mea a fost ca fiecare dintre dumneavoastră la minister să solicitați o asemenea vizită, ca să fie clar cine și ce moștenește de la predecesori. Încă un mesaj, am vorbit mai devreme despre întâlnirea pe care am avut-o cu reprezentanții instituțiilor de media și până venim noi cu un plan concret de acțiuni pe care o să-l împărtășim cu dumneavoastră și o să vă solicităm concursul pentru implementarea lui, vreau să vă rog deschidere maximă pentru presă. Acest executiv nu are ce ascunde. Toate lucrurile pe care le facem noi sunt pentru cetățeni și cetățenii, prin intermediul presei, trebuie să știe ce face acest executiv.
Solicitarea mea este pentru dumneavoastră, miniștrii, pentru șefi de agenții, deschidere maximă, acolo unde informația este disponibilă, nu trebuie să așteptăm 15 zile, trebuie să oferim informația astăzi, pentru că evenimentele sunt relevante astăzi, nu pentru peste 15 zile. Evident, acolo unde e nevoie de mai multă analiză și lucru cu datele, putem să ne luăm câteva zile, dar haideți să fim deschiși, haideți să fim corecți. Dumneavoastră vă recomand să comunicați cu presa prin intermediul ofițerilor de comunicare și direct atunci când aveți această posibilitate și mai ales colegilor noștri funcționari în toate instituțiile, îi rugăm să fie deschiși cu presa. Este foarte important să fim transparenți. Am anunțat că ăsta este unul dintre criteriile de bază ale activității acestui executiv și vreau să vă rog să ne ținem de cuvânt. Acum, dacă nu mai sunt, doamna ministru. Stimată doamnă prim-ministru, vrem să creăm un instrument tripartit între Ministerul Finanțelor, Inspecția Financiară, Cancelarea de Stat și Ministerul Agriculturii, pentru că întreprinderile de stat care au fost în gestiunea Ministerului Agriculturii au fost transferate la Agenția Proprietății Publice sau la instituții subordonate primului ministru și în perioada de transfer s-au făcut foarte multe încărcări. Am notat. Mulțumesc. Acum cred că putem să trecem la agenda propriu-zisă. Corect, domnul Cazan? Vă rog să mă ghidați dacă nu întotdeauna o să urmez procedurile stabilite. Primul subiect o să-l prezint eu. Este un subiect care ține de problema cadrelor. În general, toate țin de problema cadrelor astăzi. Dar primul ține de funcția de secretar general al Guvernului. În temeiul articolului 7, litera I, din legea cu privire la guvern și articolul 65 din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Lilia Palii în funcția de secretar general al Guvernului din data de 20 iunie 2019, în baza cererii de demisie. Până la numirea secretarului general al Guvernului, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către domnul Roman Cazan, secretar general adjunct al Guvernului. Vă rog dacă aveți întrebări la acest subiect. Dacă nu, atunci cine este pentru a aproba această decizie? Unanim. Înțeleg că nu e nimeni împotriva. Al doilea subiect, vă rog să-l prezentați, domnule viceprim-ministru. Microfonul, vă rog. Aduc la cunoștința membrilor guvernului că domnul Simeon Carp, care deținea funcția de secretar general în cadrul Ministerului de Interne, a depus raport de concediere. Iată de ce propun ca în temeiul articolului 7, litera I din legea cu privire la guvern și articolul 65 din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public să se aprobe încetarea raportului de serviciu ale raporturilor de serviciu ale domnului Simeon Carp în funcția de secretar general de stat al Ministerului Afacerilor Interne din data de 20 iunie 2019 în baza cererii depuse de dumneavoastră. Întrebări la raportor? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect, în lipsa domnului ministru Afacerilor Externe și Integrării Europene, o să-l prezint eu. În conformitate cu prevederile articolului 86 din alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și articolul 10 alineatul 6 din legea cu privire la serviciu diplomatic, se prezintă pentru examinare și aprobare propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind rechemarea doamnei Cristina Balan din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și prin cumul în Statele Unite Mexicane, conform cererii depuse, înaintând președintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. Întrebări? Cine este pentru? Mulțumesc. Următorul subiect.
în temeiul articolului 7, litera I, din legea cu privire la guvern, articolului 22, aliniatul 1, litera A, și aliniatul 3 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu punctul 11 din regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 902 din 2017, se propune eliberarea domnului Vladimir Baldovici din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice din data de 20 iunie 2019, în baza cererii depuse. Întrebări. Întrebări am avea la el, întrebări, cu privire la procesul de privatizare. Așa, să ne asigurăm că înainte de a elibera s-a făcut o anchetă de serviciu în această instituție, pentru că au existat foarte multe informații. Ancheta o să se facă, este important ca abuzurile care s-au întâmplat până acum să nu comită, să nu continue și de aceea e important acum să înceteze activitatea dânsului în această funcție. Voi veni cu rugămintea și pe această dimensiune, dar și legată de celelalte ministere, să fim informați, Ministerul de Interne și structurile acestuia să fie informat cu privire la ilegalitățile care s-au comis pentru a le putea investiga. Toți cetățenii acestei țări vor fi informați despre rezultatul anchetelor. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect. În temeiul articolului 7, litera I, din legea cu privire la guvern, articolului 22, aliniatul 1, litera A și aliniatul 3 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, și în conformitate cu punctul 11 din regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 600 din 2018, se propune eliberarea domnului Ion Sula din funcția de director general interimar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din data de 20 iunie 2019. Întrebări? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect îl prezintă doamna ministru al Sănătății, Protecției Sociale și Familiei. Deci vreau să vă informez că până la desemnarea noului director general a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de domnul Iurie Osoiană, actual în funcția de vicedirector general a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Mulțumesc! Întrebări la raportor? Cine este pentru? Vă mulțumesc! Microfonul vă rog să-l conectați. Aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că avem un caz excepțional din punctul meu de vedere la Hâncești. A fost atacată o doamnă procuror lângă procuratură, fiind lovită în cap cu un obiect dur și a pierdut cunoștința. După aceasta a fost internată în spital. La fața locului s-au deplasat angajații Inspectoratului de Poliție Hâncești, de comun cu angajații Direcției numărul 1 ai Inspectoratului Național de Investigație, Inspectoratul General al Poliției. Au fost ridicate înregistrările video și în momentul de față persoana este identificată și urmează a fi căutată și reținută. Și starea sănătății domnului procuror? A fost dusă la spital și cred că în curând vom avea cu exactitate care este diagnosticul și starea sănătății. Și vă comunic pe această cale că în cel mai scurt timp, în conformitate cu legislația în vigoare, va fi numit un concurs la Inspectoratul General de Poliție pentru funcția de șef al Inspectoratului General de Poliție, fiind cunoscut faptul că domnul Gheorghe Balan deține această funcție ca și interimar pe baza hotărârii Guvernului pe care am adoptat-o cu toții. Mulțumesc, vă rog să ne țineți la curent cu situația de la Hâncești. Bineînțeles. Sper să nu fie nimic grav acolo și haideți să fim atenți. Și dacă mai sunt alte subiecte, dacă nu, atunci eu vă mulțumesc mult și vă urez spor la treabă.